Viața unui bărbat a fost salvată de un polițist. Cosmin, șeful de post al comunei Racovița, se deplasa către Lugoș când a observat o persoană aflată pe punctul de cădere de pe o bancă în fața unei unități comerciale din localitatea Ficătar. Polițistul a oprit mașina și a acordat primul ajutor bărbatului în vârstă de 53 de ani, executându-i manevre de resuscitare până la sosirea ambulanței. În prezent, persoana este în viață, fiind internată la Spitalul Municipal Lugoș pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.